Doi bărbați au fost surprinși în flagrant de către oamenii legii în timp ce sustrăgeau mai multe bunuri din locuința unui bătrân din comuna Șimian. Persoanele în cauză au fost reținute pentru 24 de ore pentru fur calificat. Polițiștii secției Poliției Rurală Șimian au prins în flagrant azi noapte doi bărbați în vârstă de 32 de ani, respectiv 40 de ani, în timp ce furau mai multe bunuri din locuința unui bătrân. Ambii sunt din orașul Strehaia. Polițiștii secției Poliției Rurală Șimian au depistat în flagrant delict doi bărbați de 32, respectiv 40 de ani, ambii din orașul Strehaia, în timp ce sustrăgeau mai multe bunuri din locuința unui bărbat de 53 de ani din comuna Șimian. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit părții vătămate. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, persoanele în cauză fiind reținute pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Tunu Severin cu propunerea corespunzătoare. Bunurile au fost recuperate de proprietari, iar în ceea ce privește pe cei doi hoți, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.